Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi ascultători, de ce simt atât de dureros instinctele acestea, agresivitatea, sexualitatea? De ce vreau să fac răul? Întrebarea aceasta a fost pusă de mulți căutători ai adevărului. De ce fac lucrul pe care îl urăsc? Sau poate că întrebarea este mult mai elementară. Dacă păcatul mă separă de Dumnezeu, de ce nu mă separă Dumnezeu de păcat? De ce nu înlătură din mine opțiunea de a păcătui, ca să nu-mi mai spună, ați auzit că s-a spus, eu însă vă spun? Ca să putem răspunde la această întrebare, trebuie să ne întoarcem în timp, până la începuturi. Și vă invit să intrăm în grădina Edenului și să vedem cum Dumnezeu i-a dat omului libertatea de a alege. Nimic nu l-a obligat să o facă, dar așa a ales. El cunoștea prețul, a văzut implicațiile, era conștient de consecințe, știa că ne-am putea îndepărta de planul original al Creatorului. Nu știm când a luat această decizie și nici nu putem ști. Nu numai pentru că noi nu am fost de față, ci pentru că nici timpul nu a fost de față. A ales să creeze. La început, Dumnezeu a creat. Din nimic a răsărit lumina. Din lumină s-a înfiripat ziua. Apoi a apărut cerul și pământul. Și pe pământ, o mână puternică a început să lucreze pe el. A dăltuit cheile bicazului, a săpat oceane, a format munții, a zvârlit pe cer stelele și universul a început să scânteieze. Soarele nostru era doar unul dintre milioanele de alți sori. Galaxia noastră era doar una din miile de alte galaxii existente. Planetele, legate cu fire invizibile de sorii lor, se rostogoleau în spațiu cu viteze amețitoare. Stelele ardeau cu o temperatură care ar fi putut topi planeta noastră. Mâna din spatele tuturor acestora era puternică. Dumnezeu este puternic. Și folosindu-și puterea a creat. A creat cu același firesc cu care pasărea cântă și peștele înoată. El este creatorul prin excelență. Din paleta artistului veșnic au ieșit splendori fără egal. Încă înainte de a exista un om care să vadă, creația era deja plină de minuni. Florile nu numai creșteau, ci și înfloreau. Puii nu doar ieșeau din găoace, ci și cloceau. Somonii nu notau doar, ci și săltau. În universul creat nu exista loc pentru obișnuit, pentru banal. Lui Dumnezeu trebuie să-i fi plăcut enorm noua lui activitate. Cei ce creează se desfată în timp ce creează. Sunt sigur că poruncile lui au fost plăcute. Hipopotamule, tu nu o să mergi normal, o să mergi clătinându-te. Vino aici, girafo, să-ți întindem puțin gâtul. Și-a ținut-o tot așa. Norilor le-a dat puful, oceanelor le-a dat albastrul, copacilor le-a dat balansul, broaștelor le-a dat saltul și orăcăitul. Măreția s-a ivit cu creativitatea împreună și au născut universul. Dumnezeu era puternic și creativ. Dar mai era în plus și iubire. Mai mare decât puterea și mai profundă decât creativitatea era o altă caracteristică a lui atot mistuitoare, iubirea. Pătrunde adânc în ființa lui Dumnezeu, explorează-i fiecare colțișor, cercetează-i fiecare ungher. Tot ce vei găsi în el este numai iubire. Mergi la începutul tuturor deciziilor pe care le-a luat vreodată și o vei găsi. Mergi la sfârșitul fiecarei istorii pe care a spus-o și o vei vedea acolo. Iubirea, fără amărăciune, fără umbră de rău, fără cruzime, numai iubire, iubire fără cusur, plină de pasiune, iubire pură și imensă. El este iubire. Și pentru că Dumnezeu este cine este, El a făcut ceea ce a făcut. A creat un paradis, un sanctuar fără de păcat, un refugiu în fața fricii, un cămin încă înainte de a fi existat un om care să-l locuiască, pe când nu exista încă timp, nici moarte, nici suferință. Un dar special din partea lui Dumnezeu pentru cununa creației sale. Și când și-a încheiat lucrarea de zidire, a știut că toate erau bune, dar nu erau de ajuns. Lucrarea lui cea mai măreață nu era încă încheiată. Mai era necesară o ultimă capodoperă înainte de a se opri.
Dacă te uiți la cheile bicazului, vezi splendoarea lui Dumnezeu. Dacă atingi florile, descoperi delicatețea lui. Dacă asculți tunetul, înțelegi puterea lui. Dar privește cu atenție apogeul creației sale și le vei vedea pe toate trei și multe altele. Imaginează-ți împreună cu mine ce s-a întâmplat în ziua aceea. A pus un căuș de lut peste altul, până când a avut în fața sa pe pământ o formă fără viață. Toți locuitorii grădinii s-au oprit pentru a fi martori evenimentului. Natură, mă vei iubi, a spus Dumnezeu, căci așa te-am făcut. Universule, mi te vei supune, pentru că ai fost proiectat ca să mi te supui. Cerurilor veți reflecta gloria mea, pentru că la aceasta ați fost chemate. Dar creatura aceasta, omul, va fi ca mine, căci va putea să aleagă. Iar astăzi vedem că omul alege. Omul face jurăminte. Omul alege să ucidă, să se mânie. Spune prostule, nebunule, comite adulter. Alege divorțul distrugând familii. Transformă femeia într-o marfă. Iubiți credincioși, dragi ascultători, astăzi Iisus vrea să ne arate cum ar trebui să trăiască această creatură numită om, dacă ar urma planul lui Dumnezeu Creatorul. Și începe cu o declarație foarte importantă. Să nu credeți că am venit să desființez legea sau profeții. Nu am venit să desființez, ci să împlinesc. Cum să înțelegem această împlinire? Ea va consta în a-i ajuta pe ucenici să descopere sufletul întregii legi, în orice porunca sa, care este iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. El a venit să ducă la perfecțiunea ei această iubire, la culmea sa, făcându-ne să descoperim și ajutându-ne să realizăm toate potențialitățile pe care le cuprind fiecare poruncă în vederea atingerii acestei perfecțiuni în iubire. Iisus îl cheamă pe discipolul său să tindă la sfințenie. Îi cere o mentalitate nouă, o mentalitate deschisă, deci capabilă să răspundă la această chemare la desăvârșire în iubire. Iisus cere, deci, depășirea radicală a acelei mentalități formaliste, cazuistice, care era foarte răspândită în societatea timpului său. Urmează apoi un prim grup de cuvinte ale lui Iisus, trei contrapoziții având scopul de a ne ilustra depășirea legii iudaice după spiritul ei. Prima contrapoziție privește instinctul agresivității. Ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi. Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Pentru Iisus nu este suficient să evităm expresiile cele mai grave ale agresivității și ale mâniei, adică crima, dar și pe acele mai ușoare. Cea mai mică izbucnire de mânie, cuvinte ofensatoare sau nepoliticoase. Nu este de ajuns apoi să nu avem sentimente de ranchiună față de aproapele, ci trebuie să restabilim armonia cu el, chiar și în caz că lipsa acestei armonii ar depinde de celălalt. Și tot la fel trebuie să spunem despre controversa juridică ce ar putea să apară cu un semen. Și aici Iisus cere să ne punem de acord cu el, clarificând lucrurile în duh de pace înainte de a aduce controversa aceasta în fața judecătorului. Este clar că deja aici Iisus cere o schimbare radicală în discipolul său. A doua contrapoziție privește controlul instinctului sexual. Ați auzit că s-a spus să nu comiți adulter. Eu însă vă spun că oricine privește o femeie dorind-o, a și comis adulter cu ea în inima lui. Pentru Iisus în această problemă nu este suficient să evităm actul păcătos exterior, ci trebuie să evităm chiar și actele interne ale gândului și dorinței. Dorința de a comite păcatul echivalează cu păcatul comis efectiv. Apoi nu este suficient să evităm păcatul, dar și toate ocaziile de păcat. Dacă ochiul tău drept te duce la păcat, scoate-l și aruncă-l de la tine. Dacă mâna dreaptă te duce la păcat, tai-o și aruncă-o de la tine. E ca și cum am spune că dacă un lucru, o situație, o persoană dragă ție ar deveni pentru tine ocazie de păcat,
ar trebui să te lipsești de ele sau să le îndepărtezi cu curaj și hotărâre. A nu o face înseamnă să nu fii sincer cu Dumnezeu. Tot referitor la adulter, Iisus spune că El s-ar verifica și în cazul în care soțul și-ar părăsi propria soție. Oricine își lasă femeia, o face să comită adulter, și oricine se însoară cu una lăsată, comite adulter. Iisus anulează legea mozaică ce îi permitea bărbatului să-și lase propria soție și proclamă indisolubilitatea căsătoriei. Căsătoria nu poate fi desfăcută decât de moarte. Pentru Iisus, divorțul este echivalent cu adulterul, pentru că expune la adulter și este cauză de adulter. Iisus cere controlul instinctului acesta din respect față de femeie și față de planul divin cu privire la căsătorie. Cere acest respect față de persoane atât în afara căsătoriei, cât și în interiorul ei. Atât dorința păcătoasă în afara căsătoriei, cât și divorțul, sunt incompatibile cu acea iubire și cu acea curăție a inimii pe care Iisus o cere de la ucenicul său și în câmpul acesta. A treia contrapoziție privește folosirea greșită a cuvântului. Ați mai auzit că s-a spus celor din vechime să nu faci jurământ fals. Eu însă vă spun să nu juri deloc. Cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu. Iisus aici nu se limitează să condamne minciuna și sperjurul, ci condamnă jurământul chiar și atunci când ar fi folosit pentru a confirma adevărul, deoarece și în acest caz ar fi contrar acelei simplități și acelei transparențe de limbaj pe care Iisus le cere de la discipolul său. Pentru Iisus, folosirea cuvântului ar trebui să excludă orice duplicitate, complicație, ipocrizie, întortochiere. Ar trebui să fie atât de simplu și de transparent încât să nu mai aibă nevoie de recurgerea la confirmări din partea lui Dumnezeu. Viți credincioși, dragi ascultători, în aceste prime cuvinte ale predicii de pe munte, așadar, prin exemple foarte concrete, Iisus ne explică foarte clar cum înțelege El împlinirea legii și prima condiție pentru a o realiza. El cere de la discipolul său o inimă nouă, o inimă curată, în sensul cel mai amplu și profund al termenului. O inimă iubitoare de pace, blândă, simplă, transparentă și liberă de orice concupiscență și tendințe egoiste. Aici Iisus nu ne pune în fața unor norme, legi, porunci taxative, ci ne prezintă un ideal, o țintă de atins în timp, cu iubire, efort personal și ajutorul Harului Său pe care ni-l asigură. Iisus ne invită aici să intrăm în noi înșine, să coborâm în intimitatea inimii noastre pentru a vedea dacă în ea este acea dorință de bine, acea tensiune spre iubirea adevărată, care este condiția de bază și punctul de plecare pentru atingerea acelei desăvârșiri a acelui mai mult pe care El îl cere de la discipolul Său. Dar oare nu cere prea mult de la noi? Un băiețel a intrat într-un magazin de animale de companie în căutarea unui cățeluș. Proprietarul magazinului i-a arătat într-o cutie niște pui abia fătați. Băiatul s-a uitat la cățeluș, i-a luat pe rând în brațe, i-a cercetat și i-a așezat apoi în cutie. După câteva minute s-a întors spre proprietar și i-a spus: "Am ales unul, cât costă?" Proprietarul i-a comunicat prețul și băiatul a promis că va reveni peste câteva zile cu banii. "Să nu întârzi prea mult," l-a avertizat proprietarul. "Cățelușii de soiul acesta se vând repede." Băiatul s-a întors și a zâmbit cu subînțeles. "Nu-mi fac griji," a spus el. "Al meu o să fie tot aici." Și băiatul s-a pus pe muncă. A smuls buruieni, a spălat ferestre, a făcut curățenie prin curțile oamenilor, a muncit din greu și a economisit banii necesari. Când a strâns suficienți pentru cățeluș, s-a întors la magazin. S-a apropiat de tejghea și a întins proprietarului un pumn de bancnote mototolite. Acesta a sortat banii și apoi i-a numărat și, după ce a verificat suma, a zâmbit către băiat și i-a zis: "E în ordine, băiete, poți să te duci să-ți iei cățelul." Băiatul a introdus mâna în cutie, a scos de acolo un cățel slăbănog, cu un picior paralizat,
și a pornit spre ieșire. Proprietarul l-a oprit. Nu lua cățelul acela, e olog, nu poate să se joace, nu o să alerge niciodată cu tine, nu poate să prindă și să aducă obiecte. Ia unul dintre căței sănătoși. Nu, mulțumesc, domnule, a răspuns băiatul, este exact cățelul pe care îl căutam. Cum s-a întors să plece, proprietarul magazinului a dat să mai spună ceva, dar a rămas cu vorbele pe buze. Brusc a înțeles. Din pantalonii băiatului ieșea o proteză. O proteză ce susținea piciorul olog al copilului. De ce și-a dorit băiatul tocmai acel cățeluș? Pentru că știa cum se simte și știa că e foarte special. Ce anume din ce a știut Iisus i-a dat puterea să spună ceea ce a spus și să facă ceea ce a făcut? El știa ce simt oamenii, știa că sunt speciali, dar mai știa și cum ar trebui să fie. De aceea ne-a spus ce ar trebui să facem. Iisus știe ce simți. Te simți în bătaia puștii la serviciu? Iisus știe foarte bine ce simți. Ai mai multe de făcut decât este omenește posibil? Și El la fel. Ai copii care fac din masa de seară un balamuc? Iisus știe cum e. Oamenii mai mult iau de la tine decât îți oferă? Iisus înțelege. Copiii tăi adolescenți nu vor să te asculte? Elevii nu fac niciun efort ca să învețe? Angajații îți întorc priviri complet inexpresive când le atribui anumite sarcini? Te mânii ușor? Ești ispitit împotriva fidelității în căsătorie? Crede-mă, Iisus te cunoaște. Iisus știe ce simți. Tu ești prețios pentru El. Atât de prețios încât a devenit ca tine, pentru ca tu să fii ca El. El te iubește. El te înțelege cu compasiunea băiețelului olog și se luptă chiar și cu puterile iadului ca să te protejeze. Și asemenea băiatului, El a plătit un preț imens ca să te aducă acasă, moartea pe cruce. Deci, nu numai că știe ce simți și cum ești, El știe cum ar trebui să fii. Ați auzit că s-a spus? Eu însă vă spun, omul trebuie să aleagă iubirea. Și când e vorba de agresivitate, și de sexualitate, și de jurăminte, amin.